În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Astăzi, la 69 de ani de la nașterea pentru cer a fericitului Anton Durcovici, episcopul nostru de Iași, martir, celebrăm Sfânta Liturghie solemnă, prin care vrem să-i aducem lui Dumnezeu mulțumire, să-L preamărim, să-L lăudăm, să-i mulțumim neîncetat pentru faptul că ni-l-a dat ca un exemplu strălucit de mărturisire a credinței până la jertfa supremă. Și de asemenea să-i mulțumim pentru multele haruri pe care le-a revărsat asupra noastră prin mijlocirea Lui și totodată să-i cerem în continuare cu încredere ajutor, mijlocirea acestui fericit Anton Durcovici pentru noi, pentru cei dragi ai noștri, pentru dieceza noastră și pentru lumea întreagă. Și mai ales să-L rugăm ca prin mijlocirea Lui să scăpăm cât mai repede de această situație grea, dramatică, în care ne aflăm din cauza pandemiei. La începutul Sfintei Liturghii, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Așezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice, prin cuvânt și prin faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri.
căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitărilor vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în el vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu el, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii lui. Cuvântul Domnului. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. Mâinile tale îmi încredințez sufletul, Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Thank you.
Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te laudă ceata strălucită a martirilor. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. La sfințiile voastre, prea cucernici părinți, cucernici diaconi, dragi seminariști și persoane consacrate, iubiți credincioși și dragi credincioși care urmăriți această transmisiune. Acum 69 de ani în urmă, în celula 13 a închisorii din Sighet, în noaptea dinspre 10 spre 11 decembrie, deci cum ar fi această noapte, se stingea episcopul Anton Durcovici. A murit fără vreo companie omenească, având ca tovarăș de celulă un umil reprezentant al regnului animal, un șoricel, venit să se ospăteze din hrana mizeră pe care călăii o lăsaseră acolo pentru episcop. A fost cărat noaptea și pus într-un loc destinat să rămână ascuns pentru a-i șterge identitatea, pentru a face să dispară un personaj care a fost perceput ca un dușman. Și nu știau că sufletul episcopului, cum spune prima lectură din Cartea Înțelepciunii, era în pace și speranța lui era plină de nemurire. Dar nu știau asta și nu înțelegeau. Când preasfințitul Iosif mi-a propus să țin această predică, m-am întrebat ce anume are episcopul Anton Durcovici, ce a avut în viața sa, care e acel ceva anume de care noi avem nevoie astăzi, noi care trăim astăzi în anul
2020. Mărturisesc că m-am întrebat de mai multe ori un lucru. Dacă episcopul Durcovici ar fi trăit în vremuri normale, adică fără persecuție religioasă și fără proba martirului, noi am fi recunoscut sfințenia vieții sale și astăzi el ar mai fi fost la cinstea altarelor? Evident, nu intenționez să fac în această seară istorie contrafactuală, cum practică istoricii adesea cu mult interes și cu rezultate interesante, dar cred că putem spune un lucru, și anume că episcopul Durcovici și istoria lui și situația în care el s-a aflat l-a pus în acea condiție în care sfințenia sa a fost mai ușor recunoscută. Dacă nu ar fi trecut prin aceste probe, probabil am fi înțeles mai greu că era o persoană sfântă. De fapt, omul se descoperă pe sine când se măsoară cu obstacolul, și adevăratul caracter al omului se vede atunci când omul este pus în fața unor alegeri radicale. De fapt, pentru un om sfânt, martirul nu face altceva decât să dovedească sfințenia pe care omul respectiv o avea și o trăia deja înainte. Și așa a fost și cazul episcopului Anton Durcovici. Vorbind despre episcopul Durcovici, nu putem să nu facem o reflexie despre situația dramatică de după cel de-al doilea război mondial, când în România s-a instalat sistematic comunismul, o ideologie brutală, cu trăsături diabolice, caracterizată de o cruzime inimaginabilă. Karl Marx a debutat la 23 de ani cu două poezii intitulate Cântecele sălbatice, două poeme apocaliptice în care se împleteau ura, violența, setea de distrugere și niște misterioase pacturi cu diavolul. Ura regimurilor comuniste a fost o proiecție a omului Marx și a urii sale. Românii, în momentul în care au ajuns sub această ideologie, au ajuns să se comporte plin de ură unii față de alții. Ura a fost instituționalizată, practicată sistematic, ura de clasă, iar dușmanii poporului trebuiau distruși și nimiciți după ce în prealabil fuseseră destituiți din sfera umanului. Citeam zilele acestea o fabulă scrisă pentru copii, scrisă acum mai bine de 150 de ani, de poetul Alecu Donici. Fabula se intitulează Fierul și argintul. Nu ai cuget, ești un rău. Tu te-ai făcut ciocan, tu te-ai făcut ilău și în mine bați fără cruțare. Au doar ai uitat că noi chiar din născare tot de un neam suntem, că noi alăturea în munți ne înființăm. Așa țipa la argintari, sub loviture tari, argintul prelucrat de-a fierului unelte. Iar fierul au răspuns argintului aceste: te mângâie, vecine, și într-o suferință ia pildă de la mine. Tu încă ai noroc, iar pe mine, scos din foc, și mai cumplit mă bate tot fierul, al meu frate. Această fabulă, ambientată în atelierul unui fierar, evocă o cutremurătoare realitate. Un frate care își bate fratele. Perioada comunistă a schimonosit chipul neamului nostru. Frați și-au bătut frații.
i-au maltratat, i-au pândit, i-au hăituit, i-au momit cu prietenii prefăcute și apoi i-au trădat. Nimeni nu poate să-și scoată, din minte fotografiile cu chipul episcopului Durcovici desfigurat de atâtea maltratamente. De unde această ură? În Evanghelia de astăzi, Iisus spunea: dacă lumea vă urăște, să știți că m-a urât pe mine înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este propriu. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta lumea vă urăște. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost la sighetul Marmației și ați putut simți cum spectrul morții și al terorii domnește încă între zidurile acelei închisori. Sighetul este o oglindă în care putem descoperi unele trăsături hâde ale ființei noastre, inclusiv naționale. Folosim uneori un discurs ieftin, exaltând virtuțile neamului nostru, dar în același timp închidem ochii la barbariile epocii recente și practicăm o amnezie cu efect dormitiv, anesteziant, ataraxic. Fără asumarea trecutului, fără curajul mărturisirii umile, fără confesarea relelor trecutului recent, nu putem să ne reconciliem ca popor și nu vom putea găsi un drum lin prin istorie și nu vom avea pace. Există mereu tentația de a-i judeca pe cei care, spre deosebire de episcopul Durcovici, au manifestat un anumit spirit de înțelegere și de cooperare tovărășească cu regimul comunist din motive foarte diferite. Poate a fost frica, poate a fost ideea de a se pune la adăpost, de a nu risca, poate pentru slava lui Dumnezeu, sau cine știe, poate pentru nebănuite și insondabile rațiuni care ne vor rămâne pentru totdeauna necunoscute. Și totuși, pentru cei care spun eu n-aș fi făcut la fel, cred că a trebuit să se gândească mai mult la un lucru. Înainte de a judeca, a trebuit să ne uităm la noi înșine și la viața noastră concretă și la alegerile noastre și la, să spunem, atitudinile noastre de fond. Eu cred că în acele condiții ne-am fi comportat exact așa cum ne comportăm în viața noastră de fiecare zi și nu altfel. În privința aceasta, cred că episcopul Durcovici ne pune pe toți în fața unor întrebări fundamentale. Cum mă situez eu față de adevăr? Am curajul să iau atitudine pentru apărarea adevărului? Sau prefer să eludez adevărul ca să-mi protejez imaginea, interesele, jocul? Am curajul să risc ceva pentru adevăr? Sunt adeptul principiului mai bine să greșesc cu partidul decât să am dreptate singur. Dacă gândești așa, conștiința ta ce spune în această privință? Cum mă raportez față de situațiile de nedreptate din lume și din locul în care eu trăiesc? Am curajul să deschid gura pentru a demasca nedreptatea? Am curajul să mă implic pentru ca dreptatea să triumfe? Sunt un om liber sau plin de temeri și angoase? Am curajul să ies la lumină sau prefer să lucrez prin galeriile subteranelor? Am curajul de a spune lucrurilor pe nume sau prefer artificiile
diplomatice ies mai câștigat? Alegerile mele, deciziile mele sunt inspirate de iubirea față de adevăr și dreptate sau poate de jocuri omenești și mărunte? Am curajul să apăr biserica și cauza credinței sau cred că alții trebuie să facă acest lucru? Ei bine, fraților, eu cred că episcopul Durcovici ne pune pe fiecare în fața acestor întrebări fundamentale. Și este important să răspundem la aceste întrebări în situația concretă în care trăim. Să nu fim naivi. Satana nu a plecat în 1989 undeva prin Siberia și s-a autoizolat. Nu. Nu e în carantină. Se întoarce cu forțe noi, cu măști noi. Forțele răului atacă, când disimulat, când direct, credința și principiile creștine. Vedem asta în sistemele de educație, în cultura dominantă, în altele foruri ale societății, în mijloacele de comunicare în masă. Spiritul acela care a inspirat cântările sălbatice despre care pomeneam, a îmbrăcat formele unei noi sau unor noi ideologii și lucrează cu o admirabilă hărnicie și cu armată de bravi condotieri. Există o imensă perdea de fum în spatele căreia se desfășoară gigantice proiecte și nu sunt dumnezeiești. În fața acestei situații avem nevoie de luciditatea unui om precum episcopul Durcovici, de abilitatea sa de a descifra tertipurile răului și de curajul de a apăra credința și principiile creștine în lumea în care trăim. Altfel, vom fi loviți necruțător. Cine nu învață lecțiile istoriei se autocondamnă să piară. Nu știu dacă noi toți de aici realizăm că noi cei de astăzi, catolici din Moldova, trăim cu energia și vigoarea celor care au fost înainte de noi, cu forța mărturiei lui Anton Durcovici, cu forța credinței pe care generațiile înainte de noi au trăit-o. Iar noi avem misiunea de a transmite această minunată moștenire mai departe. Episcopul Durcovici, care și-a sacrificat viața pentru ca noi să ne bucurăm de libertate și de credință, le-a transmis dușmanilor săi un mesaj fără echivoc, iar mesajul era acesta: mâinile jos de pe biserică! Biserica este a lui Hristos și voi nu o veți putea distruge niciodată! Niciodată! Fraților, să nu dăm cu piciorul la aceste valori, fără de care vom deveni niște simple numere, niște vite marcate cu coduri unice, simple procente din statistici, oameni fără chip, fără față, fără viitor. Adresându-se exilaților din Babilonia, profetul Ieremia le spunea acelor oameni care trăiau în disperare: căci eu știu gândurile pe care le am față de voi, spune Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Episcopul Durcovici, un mare iubitor al Scripturii și cititor al Scripturii, inteligent, cum știu seminariștii, spunea în același spirit al profetului Ieremia aceste cuvinte: vor veni zile mai bune și pentru poporul român atât de greu încercat. Personal nu împărtășesc pesimismul celor care ne instilează programatic teama și angoasa și care ne înfățișează zilnic până la lehamite doar tablourile dezastrului și ale nenorocirii. Dar mulțumită Domnului,
Dumnezeul în care noi credem este Dumnezeul speranței și al vieții. Prin El și cu El noi vom ajunge la lumină. Dacă nu credeți, nu veți rezista, spunea Isaia. Dar dacă veți crede, veți rezista. Am primit, fraților, o moștenire spirituală glorioasă și suntem datori la rândul nostru să o transmitem generațiilor de după noi. Vigoarea Bisericii din Moldova depinde de calitatea noastră a tuturora, de calitatea episcopilor, de calitatea preoților, de calitatea persoanelor consacrate, de calitatea oricărui creștin care se numește creștin și face parte din această biserică. Episcopul Durcovici ne învață ce înseamnă luciditatea și curajul de a apăra valorile creștine și de a le propune în lumea în care noi trăim. Episcopul Durcovici a fost un atent veghetor, fidel misiunii care i-a fost încredințată. Episcopul Anton veghează și acum asupra noastră și cât ar vrea ca noi să înțelegem mesajul și lecția sacrificiului pe care l-a făcut pentru binele poporului lui Dumnezeu din Moldova, din România și din lumea întreagă. Binecuvântată fie lucrarea Domnului. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Domnul Iisus Hristos a dorit ca împărăția lui Dumnezeu să se răspândească nu numai prin vestirea Evangheliei, ci și prin sângele martirilor. Prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici să-l rugăm acum cu încredere spunând: Doamne, dă tărie poporului Tău! Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca fiecare creștin să fie dispus să-și arate credința în Hristos cu prețul oricărei jertfe, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca respectul omenesc să nu ne împiedice în trăirea unei vieți cu adevărat creștine, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău!
pentru ca toți oamenii să accepte cu generozitate suferința ca participare la jertfă mântuitoare a lui Iisus și să o poată privi în lumina învierii sale, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca, după suferințele acestei vieți, cei aflați în agonie să fie primiți în patria cerească, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața lui Dumnezeu, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Pentru ca toți să înțelegem că iubirea față de aproapele cere jertfire de sine, să ne rugăm. Doamne, dă tărie poporului Tău! Doamne, tăria celor care se încred în Tine, ajută-ne să îndurăm cu răbdare toate suferințele și încercările din iubire față de Tine, pentru ca la sfârșitul vieții să primim cununa biruinței alături de Sfinții Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preandurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău, și ne-a dovedit în chip strălucit puterea ta minunată, pentru că pe cel slab tu îl conduci la virtutea desăvârșită și pe cel lipsit de putere îl ajuți să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm imnul de laudă al maiestății tale, cântând fără încetare. Sanctus, 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 Dominus, Deus toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
miluiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Să ne redai bucurii
spre tine, să ne conduci pe drumul vieții, să ne întărești în ispită. Ne rugăm. Întăriți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton Durcovici, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos, Domnul nostru. Îndată după binecuvântare, vom face procesiunea, ca în fiecare an, cu relicfele fericitului Anton Durcovici. Înainte de binecuvântare, Preasfințitul, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte, acum este momentul. Preasfințite Episcop Iosif, preacucernici părinți concelebranți, preasdiacon, taci și viscădincioși, trebuie să încep
câteva cuvinte cu un imn. Te preamărim pe Tine, Doamne, și o preamărim pe Preacurata Fecioară Maria, că am avut un asemenea mare dar, că am primit noi, poporul din dieceza de Iași, un asemenea sfânt erou, martir. Și mă explic că ori de câte ori am fost în străinătate într-o lungă perioadă, eram întrebat cum voi de aveți atâtea familii numeroase, cum de aveți atâtea vocații, cum de aveți atâtea persoane consacrate, seminariști. Și sigur că puteam să caut eu multe argumente. Cu unul, în schimb, îi lămuream pe toți. Pentru că biserica noastră a avut martiri. Biserica noastră și dieceza noastră, Iași, București, l-a avut pe un martir și sfânt, care, așa cum am auzit și la predică, s-a dăruit, s-a oferit pentru credință și popor. Aceasta este explicația. Am avut oameni sfinți. Să ne gândim la toți misionarii care au murit aici. Să ne gândim, în schimb, astăzi, într-un chip deosebit, la episcopul nostru, Anton, venit din altă parte, rămas la noi, s-a făcut una cu noi, s-a jertfit pentru noi, a murit pentru noi, pentru familiile noastre, pentru credința poporului nostru. A avut încredere în Preacurata Fecioară Maria, Mama Bisericii. Sigur că pentru asta trebuie să-L preamărim pe Dumnezeu, să-I mulțumim și o facem așa cum ne-a îndemnat și Preasfințitul și sigur că mai are ocazia să o facă, să ne îndreptăm mereu tot sufletul spre acest erou martir sfânt al bisericii noastre, care ne-a dat un exemplu să nu uităm niciodată de Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria. Știm cât de mult a fost legat episcopul de Maria. A învățat de la mama lui. Familiile noastre credincioase sunt darul lui Dumnezeu pentru asemenea persoane. Preasfințite, am auzit astăzi și prezentările pentru tot publicul, pe mijloacele de comunicare. Cu adevărat, poporul nostru trebuie să-L preamărească pe Dumnezeu și să-și păstreze credința pe care au lăsat-o și au dat-o cu sângele lor martirii. Desigur, martirul nostru, episcopul, declarat fericit, iată, spre bucuria întregului popor, declarat fericit de Papa Francisc și onorat de Papa Francisc, așa cum m auzit și știm. Să ne bucurăm și să-L preamărim pe Dumnezeu și să-L urmăm pe episcopul nostru. Nu să putem face ce a făcut El, dar El este un stimul continuu pentru noi de a ne apropia de Dumnezeu cu Preacurata Fecioară Maria. Așa să fie, preasfințite, și sigur că trebuie ca Sfinția ta, preasfinția ta, să duci mai departe
Această legătură cu martirul nostru, izvor de atâtea haruri și binecuvântări. Amin. Mulțumim, preasfințite, pentru cuvânt, pentru prezență și participare la Sfânta Liturghie, la cei 69 de ani de când episcopul martir s-a născut pentru cer, ziua nașterii sale, ca așa sărbătorește biserica, ziua morții ca zi de naștere pentru cer a unui sfânt. Mulțumim tuturor preoților de la seminar și preoților noștri, diaconilor proaspăt sfințiți, seminariștilor noștri și dumneavoastră tuturor prezenți fizic în seara aceasta aici în Catedrala din Iași și totodată mulțumiri tuturor celor care au fost în comuniune cu noi și la programul dinainte prezentat de Hercis Media și la această sfântă liturghie. Dumnezeu să primească jertfa de laudă, de mulțumire, de preamărire, pentru că ni l-a dat pe episcopul Anton Durcovici ca model de credință, de viață creștină, și rugăm să ne asculte întotdeauna rugăciunile atunci când le facem prin mijlocirea lui și să grăbească, cum spuneam la început, timpul sau ziua în care episcopul martir declarat fericit să fie declarat și sfânt. Încheiem celebrarea din seara aceasta cu procesiunea cu relicvele fericitului Anton Durcovici. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.
puternice, veșnice Dumnezeule, în providența ta părintească, tu l-ai chemat pe Anton Durcovici să fie slujitorul altarului tău și i-ai dăruit harul să-i conducă cu prudență și prin exemplu de viață sfântă pe mulți seminariști la preoție, iar ca episcop de Iași să-și întărească turma în anii grei ai persecuției prin cuvântul tău și fermitatea credinței tale. Tu l-ai ales să fie un păstor bun, care să-și dea viața pentru oile sale. Te rugăm, prin mijlocirea născătoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria, sub ocrotirea căreia El, în anii grei ai prigoanei, a încredințat întreaga dieceză, fă ca sfințenia vieții și tăria martiriului său să strălucească în inimile credincioșilor spre slava ta și spre mântuirea poporului nostru credincios. Grăbește, te rugăm, Doamne, ziua în care episcopul nostru Anton Durcovici să fie canonizat. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Pentru îndeplinirea gândurilor și intențiilor noastre bune, prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici, să ne rugăm, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fericite Anton Durcovici! Fericite Anton Durcovici! Fericite Anton Durcovici, cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.